presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Doamnelor, domnilor, bună seara, vă spun din nou, sunteți la Presa Liberă Trecere. Vom discuta astăzi despre noile măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală instituite în municipiul Râmnicu-Sărat. Vom vedea care sunt solicitările râmnicienilor la audiențele acordate de reprezentanții primăriei Râmnicu-Sărat. Îl avem prezent pe domnul Nicolae Florian, viceprimarul municipiului Râmnicu-Sărat. Bună seara, bine ați revenit, domnule viceprimar. Bună seara, bine v-am regăsit, vă spun și eu. Cu siguranță, ca de fiecare dată, îmi face plăcere să fiu alături dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră alături de râmniceni. Dacă îmi permiteți, aș începe prin a transmite râmnicenilor și lucrul acesta permanent l-am avut în vedere, că acționăm în fiecare zi cu aceeași determinare și cu aceeași dorință de a realiza tot ceea ce ne-am propus în fiecare zi. Așadar, râmnicenii să fie convinși că cunoaștem în fiecare clipă toate situațiile din municipiu, lucrurile care sunt de realizat în fiecare zi. Așa cum ați amintit și dumneavoastră, într-adevăr, astăzi a fost pusă în aplicare o hotărâre de Consiliu Local prin care se schimbă o prioritate, o acordare de prioritate într-o intersecție și atragem atenția și aducem la cunoștința tuturor conducătorilor auto din municipiu să aibă în vedere respectarea semnalizărilor rutiere din fiecare intersecție. Într-adevăr, cu toții știm că atunci în municipiu, în oraș, în localitatea în care ne aflăm, mai mergem și după cunoscând prioritățile și sensurile cu prioritate din municipiu. Așa se face că la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu cu Princefele Ferdinand, în zona primăriei Părculețului, așa zis Noului, cum îl cunoști că cei mai mulți râmniceni, a fost schimbată prioritatea. În sensul că prioritate va fi dinspre Principele Ferdinand către gară și invers și va fi stop și oprire și acordare de prioritate pentru cei care vin dinspre primărie către gară sau în cele două direcții. Așadar, un pic de atenție în această perioadă pentru cei care circulau frecvent prin această zonă, prin această intersecție, să fie atenți la semne de circulație pentru a preîntâmpina eventuale situații neplăcute sau nefericite. Lucruri importante, da, și nu numai sub acest aspect am avut în vedere de fiecare dată situații pornite de la cetățeni, de la asociații de locatari. Situația mai avut privind sistematizarea rutieră în municipiu prin, eu știu, înființare de treceri de pietoni, oprirea interzisă sau mai montat la fel acele denivelări pentru reducerea vitezei în zonele pietonale, așa cum am mai amintit și ați prezentat și dumneavoastră acele treceri de pietoni mai colorate, să spunem așa, pentru a putea fi mai vizibile. Așadar, de reținut pentru șoferi, modificarea priorității în sensul în intersecția Principele Ferdinand cu Nicolae Bălcescu. Și vor mai fi instituite și alte măsuri administrative de circulație, nu? Vor fi, vă dați seama, avem în vedere sensuri unice, se va începe, se va realiza autogara pe strada Horia, la fel, cu siguranță, după încheierea acelei investiții, se va avea în vedere, la fel, refacerea, să spunem, sensurilor sau așa cum va impune situația la momentul respectiv. Domnule viceprimar, la ultima ședință a Consiliului Local Municipal a fost aprobată instituirea taxei speciale de mediu la Râmnicu-Sărat. Așa cum am prezentat, la fel, și în fiecare zi, atragem atenția privind respectarea măsurilor pe mediu și tuturor situațiilor privind resturile și deșeurile menajere. Da, în ultima ședință de Consiliu Local am avut un proiect de hotărâre prin care am aprobat un regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiu. Acest lucru presupune pentru cei care la acest moment nu au încheiat un contract cu operatorul de salubritate, să le fie instituită această taxă specială de salubrizare. Iar eu zic că până la acest moment, cei mai mulți sau mare parte din cei care încă nu au avut un contract cu operatorul de salubrizare
au realizat acest lucru. Dar și dacă îmi permite să mai transmit câteva date statistice, deci în ultimele 3 luni avem undeva la 302 contracte noi. Am început această acțiune de identificare a tuturor spațiilor locative din municipiu și am identificat atât persoane care încă nu aveau contract, dar mai ales am identificat undeva în jur de 700 de imobile nelocuite, care într-adevăr constituie unele dintre ele și o problemă, fiind nelocuite, unele dintre ele au rămas într-o stare, să spunem, de neîntreținere. Dar revenim la această taxă speciale de salubrizare, am tot amintit-o și în acest moment ea poate deveni realizabilă. După parcurgerea tuturor acestor etape, am identificat persoana, am notificat-o pentru a încheia contractul. Dacă nu s-a conformat, operatorul ne-a transmis datele acestor adrese unde nu există realizat contract, dar locuiesc persoane, să fie la fel înștiințată printr-un formular pe care la fel l-am aprobat cu ocazia acestui regulament și va fi prin Serviciul Taxe și Impozite Locale din cadrul primăriei, va fi instituită această taxă de salubrizare specială. Eu zic că și transmit în continuare pe această cale tuturor celor care încă nu au acest contract încheiat că nu are rost să plătească dublu prețului resturilor menajere din locuința proprie. Și mă refer aici în special și de fapt numai pentru cei care locuiesc la case. Ca o sumă aproximativă e undeva la 800 de lei pe an ar constitui această taxă de salubrizare. Și eu zic că nu se merită și cei care încă n-au decis să se decidă în cel mai scurt timp că banii și așa nu sunt de ajuns și e păcat să nu se plătească atât cât se produce. La fel, pe partea aceasta de mediu aș vrea să mai atrag atenția și să aduc la cunoștință faptul că în această perioadă și perioada caldă în general în locuințe se demolează, se renovează și toate aceste resturi la fel trebuie controlate. Nu există nicio situație în care dintr-o locuință să ieși cu resturi, deșeuri din demolări sau resturi menajere și să nu existe controlul asupra lor și pentru acest fapt, pentru cele menajere există contractul, operatorul vine periodic și ridică, iar pentru cele ocazional, așa cum sunt renovările și partea aceasta de reamenajare a locuințelor, tot prin operatorul de salubrizare se realizează colectarea acestor resturi. Dacă până acum cei mai mulți sau foarte mulți dintre cei care realizau aceste renovări în locuință duceau undeva la margine, poate uneori controlat sau mai puțin controlat, noi am făcut o solicitare având o zonă în proxima marginea a municipiului să o putem agrea de către mediu. Nu ne-a fost aprobată această solicitare, așa se face că trebuie să respectăm prevederile legale și să ne încadrăm și să ne conformăm acestor cerințe. Iar operatorul am transmis, o să vină și dumnealor cu un anunț clar, dar cei mai mulți dintre cetățeni cred că au primit această informație, să ia legătură cu operatorul, să înștiințeze dacă are o cantitate mai mare pentru a doua zi sau să se programeze și vine, li se aduce un recipient în care să-l depoziteze sau dacă nu, la saci, la fel pe un cost pe care l-au aprobat dumnealor și eu zic că ne putem conforma și rezolva această situație. Și la fel, pe mediu, aș vrea să atrag atenția că în toate aceste zone cu risc de a fi depozitate resturi necontrolate, de câteva zile există posturi de pază prin firma de pază a primăriei, da? A primăriei, da. Și avem, așa se face că avem în Alecu Bagdad, în două zone, în cartierul Zidar, la fel, și în încă o zonă care va fi, la fel, monitorizată. Pază non-stop, monitorizare continuă? Pază continuă, cu siguranță, va trebui realizat pentru a putea descuraja în continuare și vă spun din ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, în cartierul Alecu Bagdad, în zona aceasta unde încă se mai aduceau resturi din demolări și din reamenajări din locuințe. Foarte multe persoane devenise cumva o obișnuință și
am stopat acest lucru prin paza permanentă a acelei zone. Cu siguranță acolo nu s-au adus de fiecare dată numai demolări. Așa se face că acest lucru l-am transmis permanent râmnicenilor. Preocuparea noastră este pentru a proteja mediul, pentru a avea un mediu curat, pentru a colecta selectiv în primul rând și aici la fel, dacă îmi dați voie, aș aduce în atenție partea aceasta de colectare selectivă. Va veni timpul în care chiar vom plăti efectiv pentru kilogramul de gunoi aruncat. Cu cât vom colecta mai selectiv și tot ce înseamnă reciclabil, cu atât vom avea costul mai redus. Pare să fi înțeles până în acest moment cetățenii municipiului. Deci din ce am sesizat efectiv prin parcurgerea acestor zone permanent și discuțiile cu cei care s-au ocupat, cu poliția locală, cu parte de firmă de pază, cu cei de la firma de pază și efectiv în discuțiile cu cetățenii au înțeles acest lucru că trebuie să ne conformăm acestor noi cerințe și într-adevăr zonele pe care le avem acum în atenție sunt clar protejate, iar partea de intervenție a echipelor ADP sau ale Acvatermului privind salubrizarea acelor zone, știm, cu diverse, în diverse perioade făceam frecvent ecologizare. Ele au scăzut, nu sunt controlate în totalitate, dar îi asigurăm pe râmnicenii că ne vom ține de acest lucru în fiecare zi și nu ne va scăpa cu siguranță sau nu ne va scăpa nimeni care în continuare gândește că ar putea cumva să ne scape între degete să arunce deșeul necontrolat. Clar, sunteți cu ochii în patru, și pentru că s-au extins și camerele de monitorizare camerele, video, înțelegem. Exact, și să știți că avem. Deci avem persoane care au fost depistate, cu siguranță sancționate. Unii chiar și-au ridicat gunoiul și l-au transmis către operator. Așa se face și aduc în la fel, în atenție, acum partea de a veni și lua legătura la caseria operatorului, se va plăti acel cost minim pe care îl presupune controlul acestor deșeuri. Săptămânal, la primăria Râmnicu Sărat, acordați audiențe râmnicenilor. Conflicte între vecini, solicitarea locurilor de muncă, relația cu asociațiile de proprietari. Sunt multe, mă gândesc, aceste situații pe care vi le relatează râmnicenii. Încă un lucru, aș vrea să revin la discuția de dinainte. La sfârșitul anului trecut, o lege adoptată, legea 273, care completează ordonanța de guvern din 2002 privind gospodărirea localităților. Și sunt câteva lucruri de noutate privind această situație, prin care noi am spus-o de fiecare dată, responsabili cu mediul suntem toți, dar acum și legea prevede de la autorități locale, instituții publice, persoane juridice, agenți economici, inclusiv persoanele fizice. Și n-aș vrea să intru în cuprinsul legii, dar spune ceea ce făceam cândva sau am făcut dintotdeauna noi. Parte de proprietate să o îngrijim în interiorul, dar și în proxima apropiere a proprietății, da? În fața porții, în fața curții. Inclusiv se referă aici la asociațiile de proprietari, care asociația în tot este o persoană juridică în cazul de față. La fel și dumnealor au atribuții și obligații privind gospodărirea bunurilor proprii și vecinătăților. Cu alte cuvinte, iarba cosită de zăpezire în sezonul rece. Revenim acum la partea aceasta de sezon în care precipitațiile au fost abundente, au fost și zile în care nu s-a putut ieși în teren pentru a fi tăiată și îndepărtată vegetația crescută în exces. Vreau să-i asigur pe râmniceni și cu siguranță mi-au transmis mesaje și mie și cu siguranță în primărie și peste tot solicitările râmnicenilor de a veni să li se taie iarba, bineînțeles din zonele unde am făcut-o de fiecare dată, pe străzile principale, în parcuri, în scoaruri și am ajuns de fiecare dată, chiar dacă nu știu și au înțeles râmnicenii care au transmis aceste mesaje, că dumnealor își doreau în zona dumnealor imediat, dar noi am respectat un program și un ritm de lucru și am ajuns peste tot.
Cu siguranță au rămas. Sunt în cartierul Bariera Focșani, aici vreau să și ajung, nu neapărat că a fost uitat, nu uităm niciodată nimic, dar efectiv nu s-a ajuns acolo. Nu o să mai dureze, în câteva zile eu promit că o să fie tăiată iarba și că știu că este frecventat de foarte mulți copii din zonă și din cauza faptului că cartierul Bariera Focșani este deja o zonă locuită și casele au devenit locuite în fiecare an. Asta datorită utilităților care au fost introduse în sfârșit după ani de așteptare. Și da, este un parc care deja a devenit frecventat de cei din zonă și trebuie să ajungem și acolo. Și o să ajungem și o să tăiem iarba. Și pe noi ne doare acest lucru că nu reușim atât de repede cât ne dorim. Dar vreau să-i asigur pe râmniceni că se lucrează chiar în fiecare zi. Mai ales pe partea aceasta de spații verzi, suntem cumva bine acoperiți și prin achiziția de noi de motocosetoare și achiziție realizată de ADP Râmnicu Sărat. ADP Râmnicu Sărat, da, da. Și la fel prin permiterea legislației în ceea ce privește angajarea de zilieri în această perioadă. Și știu că s-au făcut, nu multe, dar plus, bineînțeles, punerea la lucru într-un mod organizat și mai bine controlat a celor de la legea venitului social. Minim garantat. Da. Da. Și clar, cu siguranță, dau o mână de lucru și asigurăm curățarea tuturor zonelor. Tot am ajuns la doleanțele râmnicenilor. Revenind la audiențe, da, așa cum o spun și am spus-o de fiecare dată, agenda cetățeanului e la fel de importantă ca toate lucrurile pe care le avem în vedere. Și sunt câteva lucruri la audiențe pe care le întâlnim frecvent. Solicitarea de locuințe sociale, solicitarea unui loc de muncă, solicitarea, mă rog, branșamente și sprijin pentru realizarea de branșamente la utilități, ajutoare de urgență, terenuri pentru tineri, deci vin pe aceste probleme permanent și mai avem situații mai puțin plăcute, probleme între vecini, probleme între situații de reclamații privind respectarea proprietății, vecinătății. De multe ori nu avem noi pârghiile necesare să rezolvăm aceste situații. În continuare, și da, eu fac apel și la cei și sper că ne văd și se uită, acei, așa zici, crescători de animale care depășesc acel număr minim pentru subzistență, că așa spune legea, o găină, un purcel, o oaie, nu știu, cred că o vacă în municipiu, cred că ar fi totuși prea mult. Dar sunt situații în care numărul lor devine deranjant și, bineînțeles, situația aceasta este cunoscută, că resturile de la animale nu sunt reglementate să fie ridicate de un operator. Așa se face că de multe ori primim aceste reclamații, pe bună dreptate deranjați de mirosul de la animale. Și am apelat, de fiecare dată au și degenerat uneori situațiile în care s-au reclamat, au ajuns până la cei care au atribuții, Direcția de Sanitate Publică, Direcția de Sanitate Veterinară. Prin poliția locală am atenționat, acolo unde a fost cazul am și sancționat contravențional. Eu sper că încet, încet vor înțelege și acești cetățeni că trebuie să ne respectăm unii pe alții și să avem o bună vecinătate și lucrurile vor intra într-o normalitate. La fel pe locuri de muncă, m-aș întreba, cum le puteți rezolva aceste solicitări? Întotdeauna a fost, da, o temă importantă privind acest domeniu, locurile de muncă. Și eu vin permanent și ne solicită. Bineînțeles, nu facem noi primăria locuri de muncă, nu avem decât să-i îndrumăm. Și periodic am solicitat acest lucru și mulțumesc pentru sprijinul acordat agenției locale Forței de Muncă. În fiecare săptămână ne transmit și nouă și afișăm atât la ghișeu, la primărie și cât și la biroul relații cu publicul, avem lista locurilor de muncă și atât putem să-i îndrumăm și îi rog pe cetățeni că sunt locuri de muncă, periodic primim locuri de muncă. Acum, în funcție și de calificarea fiecăruia, bineînțeles, se pot orienta. Dar îi îndrumăm, îi orientăm
și mai mult de atât, ce pot să le transmit? Eu zic că în continuare își pot găsi, după calificare, un loc de muncă. Relația cu celelalte instituții subordonate primăriei Râmnicu-Sărat v-a fost adusă la cunoștință? Primiți asemenea întrebări din partea cetățenilor? Da, în fiecare zi și astăzi, înainte să vin la dumneavoastră, am primit un telefon, bineînțeles, pe telefonul primăriei, care este public, primim sesizări și intervenții din partea cetățenilor pe diverse situații. De exemplu, ultimul telefon a fost din partea unui cetățean care avea o problemă, era o persoană cu dizabilități și avea problemă pentru locul de parcare din zona unei instituții. Și o să vedem cum se reglează această situație. Sau alte situații la fel, de, eu știu, un rest de gunoi pe stradă. Da, astea chiar nu au dispărut, dar s-au împuținat în a sesiza faptul că e un sac de gunoi aruncat pe la colțul unei străzi. Și iarăși revin, vedeți, îmi vin în minte, avem o situație și fac apel la cetățenii din zona Bulevardul Eroilor, Matei Basarab și străduțele aferente. În continuare acolo și am mers și personal în zonă. Poliția locală a verificat toate contractele. În continuare mai sunt situații în care lasă la întâmplare resturi din locuința dumnealor. Eu vreau să-i asigur că atât pe cetățenii care ne-au sesizat acest lucru, că controlăm situația și verificăm permanent, sancțiuni am dat, dar am ajuns și personal la aceste familii care unele s-au conformat în ceea ce privește încheierea contractului, unele încă cred că mai glumim sau uităm. Nu o să uităm, o să ajungem și cu siguranță se vor conforma. Asta vreau să... E mai bine să înțeleagă decât să se ajungă la siguranță, sancțiune. Știți sau... cum? Și iarăși vă dau un exemplu care m-a și durut, dar știți cum, m-a și făcut să zâmbesc, dar poliția locală a identificat pe camere o persoană în toiul nopții, a văzut-o, a mers direct, i-a prins și a luat gunoi înapoi, a luat sancțiunea, a doua zi la audiență să-i anulăm amendă. Păi și, adică știți cum, venea și într-un fel și într-altul. Bineînțeles că nu s-a putut, dar a înțeles că de fapt a greșit și poate acea amendă, de fapt cu siguranță acea amendă constituia plata gunoiului pe 3 ani de zile sau poate 4 ani de zile. Dar din aceste exemple eu cred că învață și ceilalți care încă mai au acest gând. Vedeți, ne dorim și mă întorc iarăși la situația pe care o aveam acum 5-6 ani cu căței și nu uităm așa ușor, când în centru, printre blocuri, aveam... Și câte emisiuni făceam aici de se plictiseau, da? Unii dintre și cetățeni. Eu zic, da, că este ținută sub control. Și la fel, îi rog pe cetățeni să se sesizeze în timp util situații neplăcute care deci, mai apar. Deci insistând, sperați să se rezolve și această situație cu salubrizarea. Eu cred că ne vom întâlni la sfârșitul celor 4 ani de mandat și, vedeți, rămân vorbele noastre spuse și o să tragem o linie și pe ce înseamnă această situație pe care am început-o privind gestionarea resturilor menajere de orice tip. Putem fi și suntem responsabili, fiecare dintre noi, legea ne și obligă, dar mai mult decât atât, fiecare dintre noi cu siguranță avem această responsabilitate să ne gestionăm bucățica noastră și cu siguranță vom avea ceea ce ne dorim. Așa cum am spus și la începutul emisiunii, vreau să îi asigur pe râmniceni că împreună cu domnul primar, împreună cu toți colegii din aparatul de primăriei, în fiecare zi știm ce avem de făcut și preocuparea principală este pentru a rezolva toate situațiile apărute. Că le rezolvăm astăzi sau mai întârziem cu o zi, dar le cunoaștem și le ducem la bun sfârșit. Vă mulțumim, am ajuns la finalul altei ediții aici la Presa Liberă Trecere. Sper ca mesajul nostru să ajungă la cetățenii municipiului Râmnicu-Sărat. Le mulțumim celor care ne-au urmărit. Sănătate, numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.